Pace, avem ceva foarte special pentru voi în săptămâna aceasta. Am vorbit despre, în ultimele săptămâni, despre noul burduf și am vorbit despre cele patru dimensiuni. Și m-am gândit, pentru că voi întotdeauna sunteți pe inima noastră, în dorința noastră să vă slujim, să vă iubim, cum ce e mai bun să putem să vă dăm. M-am gândit că cel mai bun lucru ar fi să pot conversa cu cineva, să putem să vorbim despre dimensiunile acestea și poate răspundem la unele întrebări care deja le aveți. Așa că am hotărât să fac un Zoom cu Paul și împreună să vorbim despre fiecare din aceste dimensiuni. Începem cu adâncimea astăzi și o să continuăm în timpul săptămânii cu fiecare din celelalte. Zoom-ul n-a ieșit așa cum noi ne-am așteptat. Am mai tăiat, am mai adăugat, n-a fost exact cum am vrut, a fost și n-am avut așa mult timp ca să-l aranjăm. Dar aș vrea să puteți trece peste asta, știu că puteți, și să auziți mesajul, să primiți din inima Domnului ceea ce vrem să vă transmitem și abia aștept să văd cum vă ajută și vă hrănește. Bun, suntem gata? Haide că vine acum și va fi nemaipomenit. Vă iubesc! Da, bine ați venit la discuția noastră. Ne pare bine că puteți să ne ascultați și suntem aici ca să învățăm unul de la celălalt și să învățăm de la Domnul. Așa că vreau să vorbesc cu Paul de data asta și să ascultăm prin așa cum am învățat în dimensiuni, da? Am învățat că fiecare îl urmărim să-l auzim pe Domnul în celălalt și fiecare știm să ne supunem revelației de la Domnul și de asemenea să îl ascultăm pe Domnul cum să dăm revelația. Deci vreau să facem o practică în minutele care urmează și vreau să vorbim despre adâncime. Prima dată, prima dimensiune care este din ce am explicat, relația noastră, poziția noastră față de capul care este Hristos. Deci asta este ce vreau să pornim, asta este introducerea. Vreau de asemenea ca toți să știți că atunci când vorbesc cu Paul, suntem foarte, cum traduci casual, foarte normali, Adică real, da. foarte real, nu avem lucruri de predicat și de explicat. Și ne bucurăm să primim și să dăm în felul ăsta. Așa că asta e. Deci, cum pornim, Paul? Cum vezi adâncimea? Cum ai putea, cu înțelesul tău, să explici asta? Deci depinde de unde ne uităm. Yes. Din afara lui Hristos sau din interior. Cum ne uităm din exterior? Să începem pentru cei care se găsesc prin exterior. E vorba de a veni și a începe o relație cu Hristos. Deci dacă putem simplifica toată treaba, veșnicia, viața veșnică, îi o relație. Să-L știi pe Dumnezeu și pe Hristos care El l-a trimis. Dacă chestia asta nu există,
toate lucrările și faptele și semnele și minunile și duhuri scoase și oameni vindecați sunt egal cu zero. Deci faptele nu înseamnă adâncime, nu e egal cu relație. Și asta aș zice că e cea mai importantă chestie. Și n-ai cum să ai o relație cu Dumnezeu, cu Hristos, din afară, dintr-un punct de separare. Pe primul rând, nu te simți împlinit, nu te simți primit, acceptat, ca și cum aparții. Nu-l simți pe el în tine, nu există călăuzire, nu există toate chestiile care inimile noastre tânjesc după. Dintr-un punct de separare de Dumnezeu, n-ai cum să le apuci. Mulți dintre noi am început să încercăm să acumulăm sau să câștigăm sau să apucăm anumite lucruri sau pe Dumnezeu prin învățătură. Dar o învățătură despre Dumnezeu nu e egal cu o relație cu Dumnezeu. Și aici îmi vine în minte Apostolul Pavel, unde dacă luăm cum a fost, era un om foarte reușit, foarte învățat, foarte deștept și neprihănit legat de lege, deci asta sigur că nu mințea. Învățat de cei mai buni învățători, trecut prin cele mai faine și mai serioase școli și el dintr-o dată are o experiență în care dă de Hristos și după momentul ăsta radical ajunge la o concluzie încât socotește tot ce a fost și a acumulat și a învățat ca un gunoi, adică fără valoare. Și am înțeles că a ajuns la concluzia asta pentru că ce se învață despre Dumnezeu când îl întâlnești cu adevărat e egal cu zero. Deci nici măcar nu se poate transfera. Deci e așa de mare și de viu și de fain Dumnezeu încât tot ce ai citit și ai învățat și ai studiat și ai memorizat îți dai seama că nici măcar nu-i ține o lumânare la ce e Dumnezeu cu adevărat. Și pentru cei care încă se găsesc într-un loc cumva pe drum spre, cum a fost și Saul, vă zic că nu e greșit să poftiți și să doriți întâlnirea asta cu Dumnezeu. Deci să vă arunce de pe un cal, să-ți întrerupă viața ta normală, să se arate o lumină și să-ți vorbească Dumnezeu. Nu e ceva greșit să îți dorești chestia asta. Și aș zice să cereți cu îndrăzneală, pentru că punctul ăsta de contact, de întâlnire, e unde începe toată relația. N-ai cum să intri într-o relație fără un punct de contact. Să ne întâlnim. Da. Și prin punctul ăsta se intră și de acolo totul se înțelege într-un mod diferit. Deci și dacă avansăm și vorbim despre relație și adâncime și profunzime și toate dimensiunile astea, dacă nu ești în relație și nu ești în Hristos, o să le înțelegi total greșit și o să te ducă în eror. Ce bine. Ce bine că ai pus baza. Am început de la temelie. Există yeah, doar o singură temelie. Exact, exact. Mă gândeam, pentru că poate sunt unii care ne ascultă și au citit tot felul de lucruri pe internet, tot felul de filozofie. Știu că în România se ocupau oamenii încă din comunism, erau oameni foarte adânci în filozofie, în meditație, în transcendere și tot felul. Și sunt mulți oameni care destul de simplu au crezut în Domnul Iisus și au pornit viața, dar
mulți au și încă mai sunt, poate pe unde ești tu acolo în orașul ăla cultural, sunt oameni care încă îl caută pe, cum spune acolo, că iudeii caută minuni și grecii caută filozofie, înțelepciune. Yeah, și mi-am dat seama când m-am uitat tot mai mult dinăuntru că în sângele lui Iisus este singurul fel de conectare cu viața veșnică. Pentru că trebuie cineva, cât de deștept este omul care a priceput și a văzut și a meditat, nu a existat decât unul singur care a fost născut din Dumnezeu și din om, care în sângele lui să aibă calitate dumnezeiască pe de o parte și calitate omenească pe de altă parte. Această natură duală este ceea ce face ca prin sângele lui să avem intrare în viața veșnică. Din cauza asta, numai Hristos este calea în această conexie cu viața veșnică. Cine are pe Fiul are viața. Tot ceea ce este în înțelepciune și în înțelepciunea oamenilor nu are cum să te ducă dincolo de poate un apogeu al pomului cunoștinței, de un apogeu al sufletului lui Adam, în care să vezi dezvoltarea aceasta, dar nu treci prin ca să înțelegi viața lui Dumnezeu. N-ai cum, te oprești în punctul ăla. Deci am întâlnit oameni care Domnul Iisus le-ar fi spus, tu nu ești departe, dar n-ai intrat pe poarta îngustă, n-ai intrat pe calea aceea care este numai Iisus. Și când spunem numai Iisus, unii zic, stai puțin, dar totuși, uite, și ascult asta, și văd asta, și sunt oameni inteligenți, deștepți. Și... Dar numai Iisus este tocmai din cauza că Dumnezeu în El a adus această viață veșnică manifestată în trup. Cum spune în traducerea din Wist, în Ioan 1:14, Dumnezeu a intrat într-o nouă formă de existență. Da? Deci a cuplat Duhul și trupul tocmai ca să nască această nouă creație care sunt fiii de Dumnezeu, care înțeleg că sunt aici pe pământ în trup, dar de fapt sunt născuți din Duh. Deci calea aceasta este prin sângele lui Hristos, este singura. Din cauza asta vorbesc și sunt așa de bucuros că ai spus asta, că fără această întâlnire, această revelație care vine din Dumnezeu, nici măcar nu începi. Deci stai într-o religie, stai într-o filozofie, stai într-o concepție, într-o descoperire universală, eu știu pe unde ești, dar nici măcar n-ai început, pentru că nu ești calea asta. Deci, perfect asta. Mă bucur că am pornit cu începutul. Bun, deci suntem înăuntru. Am intrat prin harul lui Dumnezeu care ne-a dat această credință și am pornit și când ne uitam, ochii noștri sunt la cap, la Hristos. Și niciodată nu îi luăm de acolo, da? Chiar dacă începem să explorăm casa duhovnicească și descoperim că sunt mulți care sunt cu noi, sunt multe duhuri slujitoare, sunt daruri, sunt multe lucruri care Duhul Sfânt le descopere, dar ochii noștri sunt pironiți la capul nostru, la Hristos. Și descoperim această relație cu El, care am numit-o adâncimea, dar dinăuntru, deci am clarificat asta, da? Nu este o adâncime în filozofie, nu este adâncime în părerile oamenilor, nu este adâncime de înțeles, eu știu, prin mintea lui Adam, ci este o relație și descoperim că El este capul nostru, El este începutul, El este
cel de care depindem, el este sursa în absolut toate lucrurile. În el avem mișcarea, ființa. Suntem de-ai lui, din neamul lui, spune. Uh-huh. Da. Bun, deci am găsit asta. Care este următorul lucru? Nu ne luăm ochii de acolo. Cum continuăm să umblăm în viață de zi cu zi când începem să fim conștienți? Uite, sunt probleme aici. Avem dureri în trup. A, uite, fratele ăsta, mă duc la el, că uite, el se poate ruga pentru mine. Sau cum putem să continuăm în această relație de adâncime, deci în relația asta cu capul, când atâtea lucruri ne bombardează, da, am pornit, suntem înăuntru, dar atâtea lucruri ne bombardează. Cum putem să stăm în această relație? Deci dacă ne uităm la viță și mlădiță, Scriptura ne zice că dacă rămâneți în mine și eu în voi, o să produceți mult rod. Dacă nu rămâneți în mine, nu puteți face nimic. Deci e foarte simplu și chiar super profund, pentru că, de fapt, tendința noastră e, ok, acum am intrat într-o relație cu Hristos, acum ce pot să fac cumva să mențin relația sau să-mi dovedesc valoarea și cumva să-L conving pe Dumnezeu că merit și că îs de treabă și că chiar îl iubesc foarte mult și cumva să-L conving să aibă încredere în mine și să avansăm relația într-un fel mai profund. Dar de fapt, dacă stăm să ne uităm la o creangă, cu ce ajută copacul? Cu ce ajută mlădița vița? Și de fapt, a rămâne în el, de fapt, prin conexia asta, încep eu ca o viță, ca mlădiță, ca o creangă, să primesc sursa lui de viață, care în schimb devin umplut de el și de viața lui, și e o chestie automată că încep să produc rod din cauza lui. Noi ne gândim că trebuie să intrăm cumva și să amestecăm și să sucim, să facem roade și mișcări, și dar de fapt poziția noastră e să rămânem în el, să putem să fim umpluți. Deci viața care curge din trunchi, curge din copac, din viță, curge într-un mod normal. Problema e că vin tot felul de lucruri, cum ziceai, viața, probleme, chestii legate de sănătate, duhuri, ispite. Chestiile astea, cumva, ne simțim ca și cum, pe primul rând, că ne identificăm cu ele și le socotim problemele noastre, cum ar fi o parte din noi. Și atunci, bineînțeles, când te identifici cu păcatul și cu omul vechi și cu tot felul de chestii astea, te simți nevrednic de Hristos, de a primi ceva de la El, de a fi în El, de a fi cu... Cum poți să fii în El dacă nu vezi că mă confrunt cu asta și cu asta și cu asta? Și atunci, în loc să rămâi în El, începi să vii înapoi în creangă, în identitatea ta, și să încerci să te cureți, să dai jos toate gonjile și tot ce putrezește, cumva să menții sau să fii vrednic de legătura cu Hristos. Dar de fapt, nu prin faptele noastre se curăță chestiile astea, ci de fapt prin faptul că noi rămânem în El, viața Lui, sângele Lui, jertfa Lui intră și curge în noi, în adâncimea noastră, devenim umpluți cu El și chestiile astea se vindecă și cad. Deci eliberarea noastră vine prin Hristos, adevărul, El e adevărul și ăsta ne face liber. Nu mâna mea, îi adevărul Lui prin mine iese și mă eliberează. Deci aici e o chestie extrem de importantă. De aia ne și zice să
ne străduim, să lucrăm, să muncim, să intrăm în odihna Lui, unde noi ne oprim de la lucrările noastre. Și intrăm în lucrările Lui, care într-un mod normal curg din pom. Și atunci e chestia asta de a rămâne într-o poziție de odihnă. Dacă te-ai uitat la o creangă conectată, ai zice că e într-o stare de odihnă. Da? Nu-i separată, nu se mișcă, nici nu se duce în sus, nici în jos. Deci rămâne odihnit în el și natural curge și se fac tot felul de chestii necesare. Dacă rămânem în el cu adevărat, odihna e cumva standardul, sau să zicem, nu standardul, e semnul de. Da. Când intri în oboseală, când transpiri, sudarea frunții, ăsta e blestemul. Deci vei trăi, vei mânca în lumea asta prin sudarea frunții, cum i-a spus lui Adam. În lumea asta nu se mișcă și nu se face nimic fără să transpiri și să te consumi. Și atunci când vezi că te agiți, când ești epuizat, ești obosit, transpiri, nu mai vezi un sfârșit, m-aș uita în cealaltă direcție să văd dacă chiar îți conectat în Hristos. Pentru că e foarte posibil că de fapt m-am desconectat. Și acum încerc de unul singur și știm ce se întâmplă cu o creangă separată, se uscă. Și aici cred că ar fi foarte de folos să adăugăm o chestie. Există un verset care s-a tradus greșit legat de creanga care nu produce rod, va fi tăiată și aruncată în foc. De fapt, în limba originală, zice că orice creangă care nu produce rod va fi ridicată. Și va fi ridicată să fie pusă la loc. Deci, dacă nu mă credeți, cercetați voi. Dar asta au făcut, pe primul rând, are sens. Pentru că Hristos, și dacă rămânem necredincioși, n-are ce să facă. Suntem o parte din El, suntem al Lui, nu se poate lepăda de noi. Deci, și o persoană în lumea asta, nemântuită, în întuneric, când se murdărește pe mână, nu se duce și taie mâna jos. Se duce și o curățește, pentru că e o parte din El. Da? Deci e foarte potrivit. Și chestia asta e extrem de folos, mai ales dacă te simți separat sau sub condamnare. E că mișcarea lui Hristos e să mă ridice și să mă aducă înapoi. În El. Wow. Să mă conecteze înapoi în El. Și de acolo va curge. Ce fain. Ce fain. Vreau să mai aduc un lucru care Duhul Sfânt mi l-a arătat în timp ce vorbeai. Legat de relația cu El, adâncime și momentul în care începem să facem noi, și am văzut foarte mulți dintre frați, surori, că pornesc asta atunci când ascultă o prorocie. Ascultă pe YouTube cineva care l-a văzut pe Iisus sau a avut un vis sau cine știe ce vedenie au, ce descoperire au, și dintr-o dată, acolo spune, vaccinul e semnul fiarei. Sau fratele și sora noastră zice, dar omul ăla l-a văzut pe Iisus. Dar omul ăla a avut vedenii din rai. Sau dintr-o dată începe să se lupte. Da? Și intră în pomul cunoștinței cu lupta dintre bine și rău, dar nu se poate, dar de ce, dar cum, dar familia spune, dar nu spune, și doctorii, și hai să mă duc să caut pe internet, hai să văd toate lucrurile astea, da? Și, cum să spun, problema, cred că v-ați dat seama unde este, adâncimea ta, în primul rând, este față de Domnul Hristos. Dacă eu te opresc și îți spun, ai auzit tu de la Domnul, ce ți-a spus Domnul despre Trump? Păi nu, frate, că toți prorocii și oamenii care umblă cu Domnul și
ce ți-a spus ție capul? Ai auzit? Păi da, nu, voi nu chiar aud de la el direct. Eu mai citesc în Biblie și eu vă cred pe voi. Nu. Deci, motivul de multe ori când începem să ne ajutăm cu mâna noastră și să intrăm în această neclaritate și confuzie și lupte de genul acesta, sunt pentru că ascultăm de la ceva care are o autoritate mai mică decât capul nostru Hristos. Și atunci când ești în neclaritate, când nu știi stânga-dreapta, când nu știi ce să zici despre o situație, este o oportunitate perfectă să te duci mai adânc. Să te duci direct la el și spui, Doamne, mă bucur că omul ăsta a văzut pe Iisus, ăsta a auzit de la înger, omul ăla a avut o vedenie, ăla a zis, așa vorbește Domnul, Domnul să-i binecuvinteze pe toți, dar tu ești capul meu. Eu sunt ancorat întâi în tine. Cea mai adâncă parte din inima mea este în Hristos. Vreau să-mi spui tu. Da? Nu că ești de curând întors la Domnul, că nu contează, că poate auzi mai clar decât alții care sunt de 50 de ani cu Domnul, care au o grămadă de lucruri din pomul cunoștinței, dar odihnește-te, intră în odihnă, încetează zbaterea și spune, Doamne, sunt deschis spre tine și caută să te poziționezi în adâncimea care Domnul o are pentru tine. Sau asta mi-a venit în minte pentru că sunt tot felul de întrebări și oameni care caută răspunsuri și cumva vor să ia ceea ce spune fratele Vali, ceea ce spune fratele Paul, ceea ce spune, apoi asta o să fac. Da? Și o să vorbim data viitoare despre înălțime și importanța înălțimii, dar dacă n-ai învățat exact lecția adâncimii, cred că te poți cupla cu ce nu trebuie. Și semnul este exact cum a spus Paul mai înainte. Semnul este clar, neliniștea, ieșirea din odihnă, încercarea să faci tot felul de lucruri și nu știi ce să apuci, ce să crezi, ce să nu crezi. A ieșit în odihnă, odihna este locul unde vița transmite viața curată în mlădiță. Așa că asta este bucuria pe care o avem și cu asta vreau să încheiem deocamdată locul unde suntem și mai vorbim data viitoare. Vă iubim!